Prudența și prietenii ei, de Elena Cepcecova. Ziua cea mai lungă. Casa încăpătoare a bondarului se află chiar lângă drum, sub o tufă de moceș. În camera mare avea o sobă și un pat, iar pe raftul prins în perete patru fluierașe. În camera mică erau patru butoiașe din săpunariță, pline cu miere de albine. În pridvor, în afară de papuci, nu avea nimic și treaba asta îl frământa pe bondar. Într-o dimineață, când soarele răspundea o căldură plăcută, iar aerul era plin de miresme amețitoare, bondarul s-a întâlnit la fragi cu albinuța. Albinuța stătea pe o frunză lunguiață și se întindea să ajungă la o bobiță dulce de fragă. "Bună dimineața, albinuțo!" a bâzit bondarul, ațintindu-și privirea spre frunza în formă de tub. "Pe ce stai?" "Ar merge de minune ca bancă în pridvorul meu. Mi-aș ține papucii sub ea. Știi, mie îmi place ordinea." Albinuța observase pe ce stă. S-a dat jos de pe frunză, s-a uitat la ea și a dat dreptate bondarului. Într-adevăr, parcă era făcută să stea în pridvorul lui. Din vorbă în vorbă, au rostocolit frunza până la casa bondarului. Bondarul și-a privit mulțumit noua mobilă, apoi s-au întors împreună la fragi. A ajuns acasă tocmai la apusul soarelui. Încă de departe îi se păru că ceva nu e în ordine în casă. Acoperișul parcă se mișca, iar ușa parcă se bomba. "Oh, și ce zgomot, ce bâzâială! Vai de mine, ce s-a întâmplat cu casa mea?" Își lăsă butoiașul în curte și deschise ușa. Îngrozitor! Pridvorul, prima cameră, ba chiar și a doua, erau pline de musculițe. De multe ce erau, nici nu mai aveau loc și de aceea acoperișul se mișca și ușa se hâțâna. Ce harababură! "Vrem de mâncare, vrem de mâncare!" Bondarul nu era fricos din fire, dar de data asta îi cam tremurau genunchii. Dacă nu voia să petreacă noaptea sub cerul liber, trebuia să facă ceva imediat. "Liniște!" strigă hotărât la ele. "Cine sunteți și cum ați ajuns în casa mea?" Musculițele se liniștiră și se uitară speriate spre ușă. Cea care se afla mai aproape de ușă îi răspunse: "Noi ne-am născut în această frunză și ale cui să fim? Ale tale, de vreme ce suntem aici." "Ale mele?" strigă speriat bondarul. "În primul rând, eu nu sunt însurat. Și în al doilea rând, în familii de bondari nu se nasc musculițe, ci bondărâi. Vai de mine, ce mă fac?" Musculițele începură din nou să se agite, să bâzie și să zumzăie. Bondarul se luă cu mâinile de cap, trânti ușa după el și se duse glonț la casa albinuței. "Albinuțo, vino repede și ajută-mă!" îi strigă încă de departe. "Casa mea s-a transformat într-un adevărat balamuc. Frunza aceea mi-a adus ghinion." Îi povesti repede ce și cum s-a întâmplat și amândoi alergară să salveze casa. Bondarul deschise ușa, iar albinuța strigă: "Hei, la masă, copii! Așezați-vă în curte doi câte doi!" Musculițele au ascultat-o. Au năvălit în curte și s-au așezat în rând două câte două. Rândul ajunsese până la drum și din casă tot mai ieșeau musculițe. Numai două, care în învălmășală își scrintiseră piciorușele, au rămas mai în urmă. "Luați-ne și pe noi!" se tânguiau ele. "N-am apucat să mâncăm nici măcar din butoiașe!" Bondarul se luă iar cu mâinile de cap. În butoaie era vinul pe care îl făcuse din miere. "Lasă, faci tu altul. Teiul e tocmai în floare," îl consolă albinuța. Bondarul
Le luă de braț pe cele două musculițe rănite și pășiră împreună după șirul lung al celorlalte. Albinuța conduse musculițele până la tufa de fragi. Soarele tocmai se pregătea să apună, dar când văzu scena cea haslie, se trezi pe ultima rază, privi și începu să râdă. Și atunci a fost ziua cea mai lungă. Când au ajuns la fragi, albinuța le spuse: copii, beți, mâncați și apoi culcați-vă! Unde să ne culcăm? Au întrebat prostuțele musculițe. Asta e bună! Bondarul începu iar să tremure la gândul că musculițele îi vor ocupa din nou căsuța. Noroc de croitor care le sfătui: hei, vedeți ciuperca aceea mare? Sub pălăria ei s-ar putea face chiar 3 grădinițe pentru musculițe. Așa au și făcut. N-au avut nevoie nici de ceașafuri, pentru că mușchiul de sub ciupercă era moale ca o plapumă de puf. În sfârșit, bondarul a răsuflat ușurat, ștergându-și sudoarea de pe frunte. I-a mulțumit albinuței pentru ajutor și a hotărât ca altă dată, când își va lua mobilă nouă, să fie mai cu băgare de seamă.